Înainte de a descoperi fantastica insulă Tasos din Grecia, destinația noastră de vacanță pentru acest sezon, vom face oprire în minunatul oraș Veliko Trnovo, în Bulgaria. Așa că dimineața la 4 și un sfert ne-am trezit, am pregătit copiii și pe la 5 și ceva eram pe drum spre Veliko, pornind din Piatra Neamț. După aproximativ 8 ore jumătate cu mașina, bineînțeles cu pauze și controlele vamale, am ajuns în sfârșit în Veliko Trnovo din Bulgaria, unde vom înopta. Veliko Trnovo te întâmpină cu străzi pitorești, arhitectură medievală și un peisaj muntos spectaculos. Ne-am lăsat bagajele la cazare și, la sfatul proprietarului, am mers la cel mai apropiat restaurant, The Bell, unde am avut surpriza ca meniul să nu aibă disponibilitatea și în limba engleză. Dar ne-am descurcat noi până la urmă. Principala atracție este cetatea medievală Țareveț, ce se află pe o colină conjurată de apele râului Iantra. Printre cele mai notabile elemente ale cetății se numără zidurile masive de piatră și turnurile de apărare. Călătorind pe bulevardul Stambolov, veți fi transportat în timp și veți simți pulsul istoriei, care încă bate în inima acestui oraș magnific. Indiferent dacă sunteți un iubitor al istoriei sau doar un călător în căutare de experiențe autentice, bulevardul Stambolov vă va fermeca cu atmosfera plină de viață. Astăzi rămâne un loc vibrant, unde se întâlnesc trecutul și prezentul, oferind turiștilor și localnicilor ocazia de a se conecta cu moștenirea culturală bogată a regiunii. De pe bulevardul Stambolov putem observa un alt obiectiv turistic important din Veliko Trnovo, monumentul dinastiei Asen. A fost construit în 1985 pentru a celebra 800 de ani de când frații Asen și Petru au eliberat Bulgaria de sub Imperiul Bizantin. La a doua ședere în Veliko,
În drumul nostru către România, am luat cina la un restaurant lângă cetatea Țareveț, unde am avut norocul nu numai să găsim meniul în română, ci și să achităm nota în lei, euro sau moneda locală, leva. În ansamblu, orașul reprezintă o destinație fascinantă pentru cei care doresc să se bucure de bogata istorie a Bulgariei, să exploreze frumusețea arhitecturală a vechilor timpuri și să se bucure de farmecul autentic al unei așezări medievale bine conservate. În sfârșit am ajuns la cazare, undeva în centrul vechi, pe un deal. Nu știu cum am reușit să urc cu mașina pe aici. Ce vrei să faci? Vrei să deschidem restaurant, să facem bani? Dacă vin oamenii aici, da? Și o să avem bani! Dar nu luăm noi banii. Ah, dar hai mă că nu-i rău. Ia vezi, să urci. Ai aerul de acolo? Bine! Tu se vii? Încercăm conurile negre. Cum e? Cum e, mă? Papa, portă cu cum alinge! E cu cum?